și șut. Alt. Și pe Budescu aici. Cred că Budescu a rămas la București. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod. Suntem aici în fața la arena din Giulești la Rapid și astăzi vom vedea tot din etapa a 6 meciul dintre Rapid și Farul. Aici o coadă colosală la fanshop-ul celor de la Rapid. Și acum încercăm să intrăm. Am intrat și aici în zona VIP a celor de la Rapid. Pentru a doua oară pe acest stadion a mai fost când s-a jucat finala dintre Voluntari și Sepsi. Un mic fanshop aici. Acesta este fanshop-ul, vă voi spune evident și câteva prețuri. După cum vedeți, acest tricou este 200 de lei. Niște prețuri rezonabile, aș zice, și credeam că pot să intru și în fanshop-ul mare, dar din păcate este perete. Și după cum puteți vedea, aici este și o machetă a vechiului stadion Rapid. O machetă foarte interesantă, frumos și cu linia de tramvai aici. Sândel foarte frumos. Și pe aici cred că vor intra jucătorii, dacă nu mă înșel. Și mă gândesc dacă să-mi iau un fanion sau nu. Aici ne-am achiziționat și un fanion, 30 de lei, v-am zis, fanionul mic. Și acum cred că vom intra și pe stadion. Aproximativ o oră înaintea meciului, lumea foarte multă. Revenim de pe stadion. Și chiar acum intrăm și pe stadion. Stadionul nu este așa de plin, dar pentru că suntem cu o oră înainte de meci, revenim cu update-ul. Și după cum puteți vedea, au intrat și cei de la Farul pe teren, dar și cei de la Rapid. Și de ce să vă mint, locurile astea pe care le avem acum sunt destul de bune. Suntem fix aici lângă jucători și fix aici în spatele băncii de rezerve. Mulțumesc Matei pentru aceste bilete. Voi nu-l știți pe Matei, dar Matei știe și mulțumesc că mă urmărește și că am avut ocazia să am aceste bilete. Uitați-l și pe domnul Bergodi acolo cu toată echipa Rapidului. L-am văzut și pe domnul Pancu în spatele meu, deci deja am două zile consecutive în care mă văd cu domnul Pancu. Este acolo sus pe la o lojă, dar l-am văzut și pe domnul Șucu. Uitați-l și pe domnul Iordănescu și pe domnul Pancu și mai încolo puțin uitați-l și pe domnul Șucu, chiar aici în imagine, când m-a văzut a plecat. Meci mai prost, să zicem. Așteptăm să intre echipele și chiar aici, pe aici vor intra. Și niște picioare, ar putea fi oricui, chiar ai lui Messi. Messi care a venit să fie rezervă la Rapid pentru că s-a plictisit de MLS. Uitați-l și pe Budescu acolo la încălzire, proaspăt transferat de la Petrolul. Uitați-l acolo și pe Tudor Buțan cum își face și el vlogul probabil. Foarte frumos amenajat tot stadionul pentru începutul meciului. Uitați-l și pe X-Breakers. Și după cum puteți vedea, a început să iasă stafful celor de la Farul Constanța și nenea arbitru aici. S-a băgat la cochilie. Și pe domnul Hagi. Și pe domnul Bergodi. Crișan. Și acum intră și jucătorii și arbitrii. Uitați-l pe domnul Cristi Săpunaru. Pe domnul Hagi cu domnul Bergodi și acum se decid și porțile și cine începe meciul și evident și au plecat și jucătorii pe teren și acum trebuie să mergem la locul nostru să stăm și noi undeva jos, nu? Și s-a dat startul meciului, dar putem admira cerul și galeria Rapidului care este extraordinară. Dar și galeria celor de la Farul se aude.
farul are o lovitură liberă. Cred că aici era perfect Budescu pentru executarea loviturii, dar din păcate nu este titular. Presii până acum, galeria Rapidului, o galerie extra. Cât vorbeam cu voi, s-a executat și lovitura liberă și e cam cald aici. Restul, o organizare de nota 10, accesul în stadion a fost făcut foarte ușor și lejer. Au intrat în careu, centrare și apără moldovan. Și pot să zic, și scaunele sunt extraordinar de comode. După cum puteți vedea, de piele, chiar moi, chiar. Cred că cele mai comode scaune după un stadion. Poate că sunt de la Mob Expert, cine știe. Și un contraatac al celor de la Rapid. Și apără pase, 1-2 frumos și reușit. Centrare mult peste poartă. Peste poartă. Un meci echilibrat până acum, minutul 26. Nu uitați, teoretic ieri a ieșit un videoclip cu voluntari Dinamo. Astăzi acest videoclip și probabil va ieși un videoclip cu primul magazin dedicat fotbalului din România. Așa că dați subscribe, like și acum corner pentru Rapid. Și pe lângă poartă, incredibil, cu poarta goală, portarul căzut. Arbitrul ceartă puțin pe Băluță, pentru că din câte vedem pare ceva destul de grav, medicii fiind acolo de ceva timp. Și s-a ridicat, cred că este totul ok. Și șut și este gol! Este gol, 1-0 pentru Rapid. Este gol în minutul 33. Marchează Rapidul și pur și simplu tot stadionul a izbucnit. Nu știu cine a dat golul, dar sigur crainicul ne va spune exact. Și după cum vedeți, stadionul este aproape plin. Căutați un elicopter de smurt direct deasupra stadionului. Acest meci a fost sold out, s-a jucat cu casa închisă. Frumos, o atmosferă foarte frumoasă aici. Și o nouă fază pentru cei de la Rapid, pas în centru și Duganzi, șut! Și este 2-0! 2-0 pentru Rapid, minutul 37. Banca jucătorii, tot nebunie pe Giulești. Pas în centru și Duganzici. Duganzici! Minutul 38, îl am pe Duganzici și în fantasy. Bum! Îmi pare rău puțin și de domnul Hagi. Uitați-l acolo, este destul de supărat, evident și eu aș fi. Doar m-ați văzut în vlogul trecut ce față aveam cu pierduse voluntariul. Să sperăm că ia puncte multe Duganzi și pe Super Fantasy, să fac și niște puncte acolo, că sunt vai capul meu pe Foot Fantasy. 4 minute va fi prelungită prima repriză. Și peste poartă, incredibil! Marco Duganzi își dă un șut tare, dar este cu mult peste poartă, dar galeria în continuare cântă și toată lumea strigă numele lui Borza și se termină prima priză și ies jucătorii aici de pe teren și acolo se pare că se face o miuță cu niște copii, nu înțeleg exact ce se întâmplă. Uitați-l și pe Budescu și cu stadionul în spate, vă spun, prima repriză, o repriză destul de frumoasă și uitați-l și pe Papau aici în spatele meu. Va intra Papo, francezul celor de la și Onea, cred. Uitați-l pe Bergodi de gât cu Papo și cred că va intra doar Papo. Ba nu, și Onea, după cum îl vedeți și pe la marginea terenului. Iese Petrila și intră Papo și intră Răzvan Onea și iese Chris Brown și între timp se mai face altă pauză de hidratare.
Și se pregătește și Budescu să intre. Contraatac al celor de la Farul și pe lângă minge. A intrat Budescu și a ieșit Enes Ali. Dacă Budescu este la locul potrivit, la momentul potrivit, eu cred că este jucătorul care poate să-ți facă diferența. Acum au mai rămas 20 de minute de meci. În schimb, galeria Rapidului parcă nu obosește niciodată, cântând neîncetat încă de la începutul meciului. Domnul Bergodi a mai chemat încă doi jucători la marginea terenului și o palmă lui Enes Ali, o palmă prietenească, putem spune. Ce am sezizat este că cei de la Rapid nu prea fac pressing. Îi lasă pe cei de la Faro destul de liberi. Încă două schimbări la Rapid. Și după cum vedeți, galeria Rapidului i-a dedicat așa o mică melodie lui Ioniță. Budescu la minge, o pasă foarte bună, un nou atac al celor de la Farul, șut și pe lângă poartă. Și încearcă o construcție. Mingea se mută în flancul celălalt. Și un șut și este gol. Ce gol marchează Farul în minutul 78. Nici nu am crezut că intră. Gol Farul în minutul 78 de la mare depărtare. Un gol extraordinar, o să pun o reluare și aici. Ce gol de Mazilul, jucătorul lui Brighton din iarnă. Cred că acesta este calitatea și fazele pe care i-a determinat pe cei de la Brighton să-l ia pe Mazilul direct în vinclu, din partea dreaptă a porții, de la mare depărtare, un șut de mare viteză și de mare precizie. Felicitări, Mazil. Și nou atac al celor de la Farul. Pase la Mazilul, cred. Și Mazilul face o preluare mai slabă și pierde balonul. Și iar tot Rapidul, tot stadionul Rapid este în picioare. Minutul 87 și Rapid marchează un ultim gol, cred. Tot stadionul cântă, o atmosferă incendiară aici pe Giulești. Gol Alexandru Ioniță. Și acum numele lui Ioniță este scandat. Meciul a fost prelungit 6 minute. Și o nouă fază pentru Farul. Budescu, șut de la mare distanță, apără moldovan și se termină meciul 3-1. Și aici pe X-Breaker și pe Tudor Buțan. Ce mai papuci are domnul Tudor Buțan. Și echipa Rapidului își salută galeria. Și uitați și jucătorii Farului cum intră la vestiare. În timp ce îl salutăm pe Budescu, acolo se întâmplă ceva. Ce se întâmplă nu știu, dar văd niște fum ca ăla de întâi mai după voluntari. Uitați-l pe Papo acolo sus, cum îl aruncă Papo, ale, ale, Papo, ale. Cred că e ziua lui Papo, habar n-am, chiar nu vreau să zic prostii. Cristi! Dugan zici din episodul cu voluntari, Marco. Când am fost fugit de el. Marco. Papo, excusez-moi. Je reviens. Ton t-shirt? Am încercat cu franceza mea de mare clasă. Cristian. Bergodi cu Fanny, fix aici. Cu mine. Vom încerca acum să mergem și unde știu eu că... Ia uitați aici fan shop-ul. Și dacă sunteți interesați, aveau reducere toate produsele Nike, reducere de 30%. Și acum eu merg unde sper că este ieșirea din parcare de unde ies jucători sau unde autocarul Farului. Din ce știu eu, mi-aș dori o poză cu Hagi, dar evident nu știu dacă se poate. Autocarul celor de la Farul, exact cum v-am spus și cum am bănuit. Aici este și autocarul celor de la Farul. Foarte frumos asta, cum și de la Rapid încurajează sportul. Sportivii sunt rugați să nu mai folosească liftul, să urce și să coboare pe scări, indiferent de situație. Vă mulțumim! Ia uitați și un fan al Farului aici. Uitați autocarul de Farul și pe Budescu aici. Cred că Budescu a rămas la București.
Și mă voi duce la Budescu să-i cer o poză. Și uitați și autocarul celor de la Rapid. Bună! Și uitați autocarul, trece fix pe lângă noi. Și ne-a și claxonat și dă semnal, ceea ce înseamnă că jucătorii nu au plecat. Mergem până acolo, sunt tare curios ce se întâmplă. Și uitați-l și pe Papo, fix pe cine căutam. Sper să pot să fac o poză. Și după ce am făcut o poză și cu Papo, fix aici cu Giuleștiul în spate, acum pot spune că este un vlog aproape complet. Nu l-am prins pe Hagi, dar totuși am făcut poze cu câțiva jucători. Am vorbit și cu Papo, franciza mea fină. Ce pot să vă zic? Nu uitați de like, subscribe, follow la Șerbanski pe Instagram. Cam acesta a fost vlogul. Eu am fost Șerbanski, v-am pupat, pa, pa.